Dr. Chip. Bine v-am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vorbesc despre sucurile naturale fără zahăr adăugat. Sunt sau nu sunt bune pentru sănătate? Ei bine, faptul că sunt naturale înseamnă că se obțin din fructe, prin presare, prin stoarcere, prin diferite procedee. Faptul că sunt fără zahăr adăugat ne dau un sentiment de siguranță că putem să bem orice cantitate, ca și cum am mâncat fructe. Ei bine, nu e chiar așa. În primul rând, pentru a fi menținute, pentru a se menține un timp îndelungat, aceste sucuri sunt supuse unui proces termic de pasteurizare pentru a distruge germenii, dar care distruge și mare parte din vitamine și fitonutrienți. Deci, până la urmă, nu beneficiem de vitamine, de fitonutrienții pe care îi conține fructul proaspăt. În al doilea rând, fără zahăr adăugat, e adevărat, nu se adaugă zahăr, dar asta nu înseamnă că aceste sucuri nu conțin zahăr, nu conțin glucid. Conțin fructoză, care este glucidul care se găsește în mod natural în fructe. Iar fructoza, deși are un indice glicemic scăzut, deci nu crește secreția de insulină cum o crește glucoza, crește mult mai puțin, problema cu fructoza este că ea nu se poate metaboliza în celule. Celulele nu pot folosi fructoza pentru a obține energie. Și atunci fructoza se metabolizează exclusiv în ficat, supunându-l la efort, punând presiune pe ficat. Deci o cantitate mare de fructoză supra-solicită ficatul. Și în final, deci prin consum repetat și în cantitate mare, ficatul se îngrașă. Deci apare steatoza hepatică, apare ficatul gras, care duce mai departe la insulinorezistență, obezitate, diabet de tip 2 și toate complicațiile aferente. Concluzia este, nu dați copiilor sucuri de fructe, chiar fără zahăr adăugat, decât ocazional. Eu știu, duminica la masă, un pahar, la o petrecere, deci să n-aveți impresia că aceste sucuri se pot bea ca apa. Nu, în niciun caz. Deci nu au avantajele pe care le au fructele, vitamine, fitonutrienți, minerale. Minerale, da, rămân, dar vitamine și fitonutrienții în mare parte se distrug și mai mult fructoza din ele, în cantitate mare, supra-solicită ficatul. În plus, spre deosebire de fructele proaspete, nici nu au fibre. Fibrele din fructele proaspete ajută digestia și întârzie, scad viteza de absorpție a fructozei, deci nu crește concentrația de fructoză, nu crește atât de brusc în sânge. Pe când în sucuri se absorbe imediat, mai ales că sucul e lichid, și imediat fructoza trece în sânge. Ca o concluzie, deci, să n-aveți impresia că sucul natural fără zahăr adăugat se poate bea în orice cantitate, pentru că nu este așa. Se bea la ocazii și cu măsură. Vă mulțumesc, pe data viitoare, la revedere, lăsați-mi în comentarii părerile, ideile, opiniile voastre, dați un like și un share. Mulțumesc, la revedere!